La Uzdin, de-a lungul câtorva decenii, tenisul de masă ocupă un loc deosebit în activitățile sportive ale setenilor. Printre cei mai talentați jucători se află și Izabela Lupulescu. La Jocurile Europene din Minsk nu au putut să joace toate jucătoarele, deci doar care s-au calificat, însă nu au fost câteva concursuri. Deci eu m-am calificat la mix și deci nu am jucat multe concursuri. Noi am jucat Portugalia, unde am intrat în primii patru, și am jucat Ungaria, unde am intrat în primii 16. Și asta ne-a fost de ajuns să ajungem printre primii 16 mixuri din Europa. Am intrat printre primele 100 pe lista mondială și sunt foarte aproape să joc Jocurile Olimpice. Deci sunt acum pe locul 95, însă am fost și pe locul 91, ce e un rezultat foarte bun, și dacă aș reuși să intru, să fiu un pic mai în față, voi avea o șansă la Jocurile Olimpice. Uzdinenii se mândresc cu succesele remarcabile ale acestei tinere.